Salutare prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi voi fi prietenul cu un video special. Mulți în comentarii ați scris sub păpușa blestemate, cei care nu au văzut videoul, intrați, link-urile vor fi în descriere. Să o chemăm pe regina de spade sau regina de inimă neagră într-o casă bântuită. Eu am găsit o casă bântuită și am pregătit totul pentru să chem pe regina de spade, așa că înainte de asta vreau să vă rog să nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat și nu uitați de like și de clopoțel dacă vreți să primiți notificare, postez un video super interesant, super horror. Și acum haideți să vă arăt ce am pregătit. Prieteni, am pregătit o oglindă pe care trebuie să desenăm. Am pregătit pomadă de culoarea roșie, numai decât, și un pachet de cărți de jucat, deoarece îmi trebuie o carte. Și lumânări, îmi trebuie o lumânare, deoarece așa este scris în ritual. Prieteni, acest ritual este foarte și foarte creepy. Trebuie să desenăm pe oglindă 13 scări și o ușă, deoarece de acolo trebuie să iasă regina de inimă neagră. Dacă o să apară ceva zgârieturi sau crăpături pe oglindă, înseamnă că ceva se întâmplă. Mie deja mi se pare că ceva se întâmplă paranormal. Dar nu este, continuăm. Și îmi trebuie acolo o haină, deoarece dacă o să apară ceva foarte paranormal, noi trebuie să ștergem scara de pe oglindă, deoarece regina poate să iasă și să ne omoare. Acum mergem să desenăm, să facem ritualul. Și nu uitați că trebuie să o chemăm fix la ora 12. Acum este 11:45. Haideți să începem să facem ritualul nostru super. Prieteni, acum desenăm 13 scări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prieteni, și acum trebuie pe oglindă de desenat o ușă. Eu ușă nu am desenat deja de vreo 100 de ani, așa că nu știu cum o să primească. Sper că o să primească, că așa. Haina este pregătită, în caz de ceva. Acum trebuie să aprindem o lumânare, dar o... și nu uitați că trebuie să stingem toată lumina, să apară aceasta, așa că am luat mai multe lumânări. O să instalăm aici totul și după stingem lumina și o să rămâi doar lumina de la lumânări. Așa că haideți să aprindem. Nu e important. Stai. Am fixat ceasul lumânării, deoarece să fie lumină, deoarece camera să prindă cât mai bine. Trebuie să căutăm regina de inimă neagră și o punem la mijloc de lumânări. Haideți să o căutăm. Cred că am luat-o de pe masă. Este. Prieteni, am găsit cartea. O instalăm la mijloc, se vadă în oglindă. S-a auzit? Da. S-a auzit. S-a auzit că a căzut ceva. Nimic n-am făcut încă, deja. Și acum trebuie să stingem toată lumina și spun regina de inimă neagră și trebuie să se întâmple ceva paranormal. Haide să vedem. Prieteni, am stins toată lumina. Acum spunem 3 ori regina de inimă neagră. Regina de inimă neagră. Regina de inimă neagră. Regina de inimă neagră. Te auzi? Da. Te auzi? Da. Nu, mă, nu spune că numai eu am auzit. Nu. Tot am auzit. Cât de mi-a părut. Prieteni, acum noi când am dat la repeat, am auzit un sunet foarte ciudat care nu știm de unde a apărut. Doar uitați-vă. Neagră. Regina de inimă neagră. Regina de inimă neagră. Te-ai auzit? Da. Numai nu spune că numai eu am auzit asta. Acest sunet nu este montat deoarece chiar acum l-am filmat. Așa că eu nu știu, eu sper că noi ștergem oricum scările. Așa că, prieteni, altfel nu. Lăsă și mânările. Asta e uitat. Și stergem anul ăsta.
Gata, prieteni. Prieteni, un lucru super interesant l-am observat la montare. Sper că mă s-o văd. Da. Cei mai atenți au observat când s-a apropiat prietenul care m-a filmat în momentul ăla, se aude că nu știu cine respiră. Și eu vreau acum să vă spun că este imposibil să respirăm noi din cauza că nu poți să vorbești și în momentul ăla și să respiri. Este imposibil. Sper că mă s-o văd. Da. Sper că mă s-o văd. Da. Și al doilea moment super interesant este înainte de respirare se aude o voce. Sper că mă s-o văd. Da. Cei care pot să explice aceste momente scrieți în comentarii, deoarece eu nu le pot explica. Aceste lucruri s-au întâmplat într-un minut după ce am spus de 3 ori Regina de inimă neagră. Prieteni, gata cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, haideți să adunăm 15.000 de like-uri pentru un episod nou. Sper că adunăm și v-a plăcut să chemăm pe cineva într-o casă bântuită, deoarece este foarte tare. Prieteni, și acum cu sunetul. Eu nu cred în nimic paranormal, dar ce s-a întâmplat nu este o montare, deoarece v-am arătat direct după ce am filmat și eu nu știu cum să explic. Poate este vreo explicare științifică, adică nu ceva paranormal, dar nu știu. Prieteni, dacă vreți să continui cu seria să chemăm pe cineva în case bântuite, haideți să adunăm 15.000 de like-uri și mă gândesc ce facem în următorul video sau voi scrieți în comentarii ce să facem în următorul video.